vă spun tuturor, suntem în săptămâna luminată și este o bucurie să-l avem în studioul nostru de televiziune pe preotul protopop Eugen Ramon Ilie. Bine ați venit în studioul nostru de televiziune, să Bine v-am găsit și Hristos a înviat! Așa cum spuneam, suntem în săptămâna luminată în cea de-a treia zi de Paște, o zi în care, de asemenea, nu se prea lucrează ați răspuns invitației noastre și vă mulțumim foarte mult cu atât mai mult cu cât astăzi trebuie să fiți prezent la un eveniment ce se întâmplă la Slobozia. La Slobozia, da. Toți preoții suntem chemați acolo, împreună cu credincioși din două protopopiate pentru a întâmpina o icoană deosebită care vine de la un schit renumit din nordul Moldovei și e o tradiție ca episcopia să organizeze de două ori pe an, odată la izvorul tămăduirii și odată la cel de-al doilea hram al mănăstirii Sfinții Voivozi, anume Sfinții Arhanghel, Michael și Gavril, o procesiune pe străzile municipiului Slobozia, după cum bine știți, această tradiție a fost preluată și de uh, municipiul Călăraș, de protopopiatul Călăraș, atunci când uh, în 2014, icoana uh, și moaștele uh, Sfintei Muceniței Filofteia de la Curtea de Argeș au venit uh, în procesiune pe străzile municipiului Călăraș și de atunci uh, încoace Până anul acesta, sperăm, în, la începutul lunii septembrie, să organizăm iarăși o procesiune și pe străzile Municipului Călăraș. Care este semnificația unor astfel de evenimente religioase? Da, în primul rând, e o binecuvântare pentru cetățenii zonei respective pentru că mulți dintre noi nu avem posibilitatea referindu-ne la timp material și așa mai departe, sănătate, să ajungem în acele locuri și atunci prin bunăvoința episcopului locului, prin bunăvoința starețului locului, mănăstirii respective, această icoană vine pentru a aduce binecuvântare poporului drept credincios din zona respectivă. Apoi este un, un prilej de comuniune pentru toți, pentru că în această zi sau într-o zi ca aceasta, în care are loc astfel de procesiune, oamenii se adună în număr mare și participă în comun la, la rugăciune. Iată, Biserica Creștină știe să vină în întâmpinarea dorințelor creștinilor, fie că vorbim de posibilității financiare, sau mai precis de lipsa resurselor financiare pentru mulți dintre creștini care și-ar dori să ajungă la astfel de lăcașuri sfinte. Fie că vorbim despre uneori, din păcate, neputința de a se deplasa pe distanțe lungi și de a se ruga. Pentru că, în fond și la urma urmei, atunci când ne rugăm, se spune că se transmit acele energii pozitive și uneori se întâmplă și minuni. Mm. Suntem în săptămâna luminată. Care este semnificația acestei săptămâni pentru noi creștini? Da, după o perioadă de post de șapte săptămâni, o perioadă de rugăciune, de smerenie a inimii, în primul rând, pentru că atunci când ne referim la post, majoritatea ne gândim la postul de mâncare, cei mai mulți. Însă cel mai important este postul sufletesc, duhovnicesc. La, cum vă spuneam, smerenia inimii, a ochiului, a gurii noastre, a urechii. Adică toate acestea trebuie să zicem așa, reduse la minim. În sensul că cuvântul nostru trebuie să fie unul blând, unul care să mângâie și nu unul care să supere și să necăjească pe cei, pe cei din jur. Am asistat cu toții în noapte de înviere la comemorarea învierii Mântuitorului Hristos, care are loc duminică dis de dimineață, așa cum ne spun Sfintele Evanghelii. Și de atunci înainte, de la acest moment al învierii de duminică, întreaga săptămână, cum spunea și dumneavoastră, este socotită săptămâna luminată, pentru că stă sub acest semn al învierii, al luminii, care este Mântuitorul Hristos. Fiecare zi este importantă pentru că biserica, prin Sfinții Părinți, au încercat să păstreze în inima, în mintea creștinului, această lumină care ne aduce aminte de Hristos. Și îl vedem pe Hristos înviat în această săptămână și până la înălțare, bineînțeles. Și atunci ne bucurăm, la fel ca ca Sfinții Apostoli, ca femeile bironosițe, ne bucurăm de prezența Mântuitorului Hristos printre noi, aici pe pământ, înviat. De deci ce este o bucurie deosebită? Pentru că Mântuitorul Hristos învinge moartea. Este dovada vie că Mântuitorul Hristos a învins moartea și ne face și nouă promisiunea că dacă vom păzi cuvântul, cuvântul său, vom avea parte și noi la vremea hotărâtă de divinitate, de Sfânta Treime, de Tatăl, de Fiul și de Duhul Sfânt, de această înviere obștească a sufletelor. Părinte, lucrați cu oamenii, lucrați cu sufletele lor. Este pe cât de nobilă, pe atât de dificilă misiunea dumneavoastră. Sunt oamenii diferiți în această perioadă în săptămâna luminată cei care vin la dumneavoastră și care iau contact cu dumneavoastră, față de restul zilelor. În general, atunci când omul sosește la biserică, își schimbă, să zicem așa, un pic atitudinea. Adică vine pregătit, vine pregătit sufletește, plus că în fața lui este preotul, în jur este o biserică, și atunci te îndeamnă. Sau la, te obligă? Sau te obligă la, la smerenie. În general, cei care vin în Sfânta Biserică încearcă, se să străduiesc să aibă un comportament, să zicem, noi, așa cum ar trebui, pe tot parcursul anului. Este suficient? E suficient dacă ne gândim că acest comportament bun, drept, să zicem noi așa, plin de iubire față de Dumnezeu și față de aproapele nostru, este răsfrânt, să zicem așa, în, și în societate. Dacă acest comportament al unui bun creștin și al unui bun cetățean este corect în biserică, în familie, el va fi, fără doar și poate, corect și apreciat de către semenii săi și în societate. Am văzut în ultimii ani mulți copii și tineri, adolescenți, care vin la biserică și nu doar la <coughs> sărbători, ci și la slujbele de duminică, de exemplu. Se schimbă ceva în sensul acesta? Numărul Mai e. Uh, nu, nu. <coughs> Tendința se, se păstrează la nivel uh, general. Uh, e de dorit ca uh, tinerii, copiii, să, să fie în biserică. Gândiți-vă numai la faptul cât de frumos este un, un cor de copii sau un cor de, de tineri într-un uh, loc laic sau uh, într-un loc oarecare atât mai mult în biserică. Cât de frumos uh, s-ar uh, Noi luptăm pentru ca tinerii să, să audă mesajul Evangheliei, să îl primească pe, pe Hristos. Pentru asta avem nevoie, bineînțeles, și de ajutorul părinților și de ajutorul profesorilor, de ce nu și de ajutorul dumneavoastră al, al presei, pentru că dacă un copil va cunoaște de mic învățătura lui Hristos, aceea iubirii, a dragostei de Dumnezeu și față de aproapele și creșterea sa cu totul, atât fizică cât și psihică, va fi una corectă și s-a văzut de-a lungul timpului, asta nu e o constatare de un an, în doi, va fi și una plăcută, cum vă spuneam, lui Dumnezeu și oamenilor. Obișnuim să spunem despre oamenii care mai greșesc că n-au frică de Dumnezeu. Cum s-ar traduce frica aceasta de Dumnezeu? <coughs> da, frica de Dumnezeu uneori li se, pune se, se pare așa, un, o contradicție. Cum să -mi fie mie frică de Dumnezeu, care Dumnezeu știm foarte bine că este iubire, este bun, este îngăduitor ne iartă mult ne primește înapoi de multe ori chiar dacă am greșit și atunci de ce să-mi fie mie frică de Dumnezeu dacă dacă Dumnezeu este bun cei care am avut un prieten un părinte foarte bun un pe cineva apropiat care era foarte bun uneori ne era teamă să zicem așa să-l supărăm. Ei, această frică de Dumnezeu este o teamă a omului de a nu supăra pe cineva. Cei care nu au această teamă de a-l supăra pe Dumnezeu, fără doar și poate că nici nu prea au legătură cu Dumnezeu, și de aceea, să zicem, credincioșii creștinii au dat această, acest apelativ, această denumire celor care încalcă uneori poruncile lui Dumnezeu. Revenind la săptămâna luminată, știm cu toții, de la bunici, de la părinți, se spune că în săptămâna luminată se pot întâmpla minuni. E vorba de copiii care se nasc și despre care se spune că sunt speciali? Bine, acum este corect să vorbim și despre trecerea în neființă, în Săptămâna Luminată. Cele două mari cărări pe care omul este nevoit să le urmeze. Aș vrea să vă întreb ce spunem sau care este uh, adevărul creștin despre copiii care se nasc în săptămâna luminată? Uh, sunt uh, tradiții, tradiții creștine care uh, n-au, să zicem așa, nicio legătură cu, cu momentul. Uh, fără doar și poate că bucuria este dublată, bucuria învierii Domnului, este dublată de uh, nașterea unui uh, unui prunc într o familie. Iar pentru orice familie, nașterea unui prunc, prunc este o binecuvântare, o bucurie imensă și uh, atunci când uh, se naște un uh, un copil uh, cu atât mai mult. Uh, despre trecerea la cele veșnice uh, e o iarăși o vorbă în popor, că creștinii au parte de, de împărăția lui Dumnezeu mai ușor. Da, mai ușor. Dacă trec la Domnul în, în această zi, nu e nici aici prea adevărat, ceea ce contează la judecata mântuitorului nostru sunt faptele noastre momentul în care se sfârșește viața aceasta pământească și începe pentru el viața cea veșnică, este doar un moment de trecere. Importante până la acel moment sunt faptele noastre. Atunci, da, s-ar transforma un pic în toți am vrea să... Da, și atunci n-ar mai conta ceea ce facem aici pe pământ. De aceea, mesajul este să lucrăm cât mai mult binele, să încercăm să facem cât mai mult bine aproape nostru, copiilor, bătrânilor, bolnavilor, celor care sunt lipsiți la un moment dat și atunci vom fi, vom trece mulțumiți așa cu noi, cu propria noastră persoană la cele veșnice. În perioada aceasta premergătoare sărbătorilor pascale am avut din fericire la Călăraș mai multe evenimente <coughs> cu scop caritabil și am văzut o implicare cum recunosc că rare ori mi-a fost dat să văd în ultimii ani. Vorbim aici în primul rând de societatea civilă și vorbim despre implicarea unor tineri în susținerea unor astfel de evenimente. Mi se pare că este cea mai bună dovadă de a fi, de a arăta că ești pe cale sau că deja ești un om bun. Care este semnificația, din punctul dumneavoastră de vedere, al cuvântului acestuia? Om bun. Da. Uh, cum spuneați, au fost uh, multe evenimente caritabile. Uh, presupun că la, la acestea vă, exact. vă referiți. Nu mai puțin uh, de trei, la număr, într-o perioadă de două, trei săptămâni. Da. Așa. Și majoritatea, din mm. câte știu, s-au bazat pe voluntariat, exact. adică nimeni n-a pretins uh, niciun ban. Uh, ba, din potrivă, au venit uh, dumnealor cu, cu bănuți acolo. Știu sume destul de importante care s-au strâns pentru cazurile medicale sau sociale pentru care au fost organizate. De asemenea, și noi am participat cu bănuți acolo, am făcut, zicem așa, da. scuzați-mi expresia o chetă da. în rândul preoților și s-a strâns o sumă destul de de important pentru noi cel puțin, dar și pentru copilașul care avea nevoie, nevoie de, nevoie bani, de da. bănuții respectivi. Uh, vorbeați despre uh, om, bun. Da, om bun și despre vârsta Bună fragedă. Bunătate, de fapt, semnificația cuvântului de bunătate. Da, despre vârsta fragedă acelor implicați în... Uh, vedeți cum vă spuneam, dacă de mic uh, ai o înclinație către a face binele, fără doar și poate că mai târziu îți va fi mult mai ușor să participi la astfel de evenimente. Dacă ești obișnuit cu strângerea de fonduri, cu strângerea de hăinuțe, cu a merge la persoanele aflate în dificultate, la un moment dat, mai târziu îți va fi mult mai ușor să, când vei deveni om matur, să faci lucrurile acestea. Asta înseamnă să fii un om bun. Să, în primul rând, cum spuneați, ai frică de Dumnezeu, uh, cum spuneam mai devreme, uh, să lucrezi binele pentru uh, cei din jurul tău și, uh, într-o aceasta, vei uh, se va cunoaște că ești un om bun. Uh, un om bun uh, atât în limbaj, blând în, în vorbă, uh, pentru că nu poți uh, fi bun dacă în, uh, în jurul tău uh, să zicem așa, asemeni doar vrajbă, ură, vorbe spuse la mânie, pentru că te mâni ușor. Și din păcate uh, vedem des în lucrul acesta, că se întâmplă da. Și pe de altă Asfinte parte lucruri. să spui eu sunt un om bun și uh, îmi trece repede și iert pe toți uh, dacă mi-au greșit. Hei, uh, ai făcut uh, poate uneori mai mult rău decât dacă ai fi dat o palmă cuiva cu vorba ta, jignindu-l, supărându-l și așa mai departe, unul dintre lucrurile acestea. Trăim totuși într-un secol al vitezei, timpul parcă ni se scurge printre degete, suntem foarte ocupați, foarte stresați, probabil că asta este boala prezentului, cea mai gravă, stresul. Și de aici vedem cât de ușor îi conflicte la tot pasul. Lipsa de înțelegere, nu mai există disponibilitatea de a-l asculta pe cel de lângă noi. Cum facem să ajungem într-o poziție de echilibru? Da. Bineînțeles că dar să îmi puneți întrebări foarte bune și foarte actuale, să nu creadă cineva că eu răspund la ele în calitate de preot, neapărat. Da, da, și răspund în primul rând în calitate de preot, dar să nu creadă cineva că, să zicem așa, răspund dintr-o oarecare mândrie sau nu pretind niciodată că am răspunsurile așa și le livrez. Profit de prezența dumneavoastră da. pentru că sunteți permanent în contact direct, așa cum spuneam, cu oamenii și cu sufletele lor. Și cred că ne putem baza pe experiența dumneavoastră. Absolut, absolut. Încercăm să vă, da, să vă dăm răspunsurile. E, din, din păcate, e o, o constatare pe care o avem și noi. Timpul e, e din ce în ce mai scurt pentru unii, însă totul, după părerea noastră, părerea mea, Ține de o prioritizare a problemelor. Și o aranjare în așa fel, în fel încât acestea să nu afecteze mentalul nostru, sănătatea noastră, pentru că toate acestea se răsfrâng, fără să vrem, asupra sănătății noastre și asupra sănătății celor din jurul nostru, imediat a membrilor familiei noastre. Pentru că dacă noi. Suntem stresați, ne dăm seama că nu avem timp să facem o anumită uh, activitate pe care o avem de făcut sau care ne-am propus-o. Acest stres sau această neîmplinire a uh, unei activități uh, se răsfrânge asupra propriei noastre persoane prin uh, supărare și apoi uh, se răstrânge asupra familiei noastre uh, care, din păcate, trebuie să, să sufere. Acest, de această multe ori apar probleme. și probleme grave de sănătate. Absolut. Asta, da, se întâmplă de cele mai multe ori. De aceea nu trebuie neglijat odihna. Trebuie avut o, o foarte mare grijă pentru echilibrul sufletesc. Eu la, mă gândesc la odihnă, la odihna sufletului. Atunci când suntem prinși în, în multe probleme, neglijăm de cele mai multe ori sufletul. Nu mai avem timp de rugăciune, nu mai avem uh, timp de a ne uita în, în sufletul nostru uh, ce am făcut, ce putem face. Ne se pare uneori că suntem atot știutori, ne se pare că le cunoaștem pe toate, însă, la un moment dat, ca de nicăieri apare un declic și atunci uh, ne, ne revenim. Asta în cel mai fericit caz, ca și cu fiul risipitor care uh, era plecat de la casa tatălui său și la un moment dat uh, spune Sfânta Evanghelie, Mântuitorul prin, prin pilda fiului risipitor spune că fiul risipitor și-a venit în fire. Adică își dă seama de greșeala uh, în care uh, pe care o făcuse până la acel moment și uh, se întoarce la Tatăl Său. Bineînțeles că la Tatăl Său este Dumnezeu, Tatăl Cel Ceresc. E un moment în care cu toții e necesar să ne dăm și acest moment al învierii Mântuitorului Hristos. Să ne dăm seama unde suntem, încotro ne îndreptăm și dacă de cât posibil să ne uh, umplem de lumină, de lumina lui Hristos, ca să putem uh, să ne întoarcem uh, la cele uh, ale lumii acestea, dar nu o lume plină de tumult, uh, o, plină, o lume plină de așezare, de uh, calmitate, pentru că uneori ne lipsește acest calm și uh, dorim să le facem pe toate ca și bătând din degete e bine, nu se poate și atunci cu prieteni în jurul nostru cu oameni de nădejde cu oameni bine pregătiți cultivați vom, vom putea și noi culege de la ei lucruri bune, frumoase și să le dăm mai departe celor din jurul nostru Există o tendință în ultima vreme de reîntoarcere la tradiție Chiar și vacanțele în perioadele acestea sfinte de sărbători parcă sunt mai frumoase la țară. Există o tendință, așa cum spuneam, să alegem liniștea, mai ales în perioada sărbătorilor pascale. Credeți că se întâmplă ceva? Începem să înțelegem, de fapt, cum stau lucrurile? Da. Uh... E normal ca în această perioadă, pentru că sunt și multe libere, oamenii să îmbine vacanța cu mersul în locuri liniștite. Iar de cele mai multe ori, locurile acestea liniștite sunt pe lângă mănăstiri, pe lângă biserici vechi, cu tradiție veche. Și atunci. Pe lângă liniștea pe care o oferă natura, oamenii merg și în liniștea pe care o oferă mănăstirea sau biserica respectivă, unde este un program de slujbe, după cum bine știți, în această perioadă. Premergător în Vierii Domnului au avut loc denile în fiecare seară, apoi în această săptămână până astăzi inclusiv are loc săvârșirea Sfintei Liturghii. Vineri este izvorul tămăduirii, iarăși se săvârșește Sfânta Liturghie cu Sfințirea Apelor. Și duminică, iarăși Sfânta Liturghie în Duminica Tomii. Este un program liturgic, îi spunem noi, program al slujbelor, destul de complex. Lumea se bucură de slujbă, de slujba de la biserică, și apoi uh, merg la casele lor sau în locurile în care sunt cazați, uh, pentru a se reuni întreaga familie și a se bucura uh, unii de alții. Uh, e un lucru, uh, să zicem așa, reinventat, re, refăcut după anii 90, când uh, s-au înființat o mulțime de, de pensiuni atât pe lângă mănăstiri, cât și pe, pe lângă e, alte locuri sfinte. Și care și... funcționează, cel puțin în ultimii ani, cu mult succes. Exact, exact. Mulți dintre noi am fost în aceste Iată, pensiuni. ni se întâmplă și lucruri bune. Da, da. Și lucruri de succes care trebuiesc uh, promovate și uh, arătate cât de, cât de bune sunt și cât uh, de dorite sunt de către, de către oameni. Cei care au timp, cei care au posibilități uh, să meargă. Pentru cei care în aceste perioade sunt uh, ocupați, cum sunt uh, și preoții, de altfel, unii rămân uh, la parohii, alții uh, merg și la mănăstiri, pentru că și lângă, pe lângă călăraș avem uh, destule mănăstiri, mănăstirea uh, Radu Negru la câțiva kilometri. Libertatea, Libertatea Mănăstirea Coslogeni, Coslogeni la Crucea de Leac. Da, da. sunt, sunt mănăstiri de, de liniște, de rugăciune. Am întâlnit acolo cu uh, creștini veniți uh, din Constanța, Galați, Brăila și așa mai departe, București, uh, foarte mulți. Iată că uh, oamenii uh, caută caut această liniște. A rămas uh, nesărbătorit, cu petrecere... Sfântul Gheorghe. Da. Când poate fi el sărbătorit. Da. Mulți au descoperit de pe acum că Sfântul Gheorghe deodată nu se mai sărbătorește pe 23. El rămâne neschimbat pe 23 aprilie în fiecare an este o sărbătoare cu dată fixă. Însă atunci când această sărbătoare Cade în săptămâna patimilor, la noi s-a întâmplat miercuri, anul acesta. Tipicul bisericesc, care este vechi de, de mii de ani, ne spune că această sărbătoare se mută a doua zi de Paști. Cu toate acestea, adică e o slujbă specială, și așa mai departe, de pomenirea Sfântului. Pentru a nu știrbi nimic din frumusețea săptămânii patimilor, dar și pentru a păstra un, o pietate, o smerenie deosebită în această săptămână. Gândiți-vă numai ce ar fi fost dacă Sfântul Gheorghe ar fi fost prăznuit în ziua de Miercuri, în mijlocul săptămânii patimilor. E o distanță de numai câteva zile, așa că nu trebuie să creeze pentru nimeni un deraj e o bucurie mai mare să, să ne bucurăm atât și de, de, de Sfântul Gheorghe cât și de a doua zi de Paști așa cum spuneam astăzi este Marțea Albă așa este ea denumită în popor cu mai multe semnificații nu se lucrează, femeile dau de pomană, se întorc vizitele. făcute de Paște, de ce marți albă? Da, toate sunt. Și care e legătura cu da, creștinismul? Toate sunt socotite, și lunea albă, și marți albă. Sunt albe pentru că albul ne, ne trimite la lumină. Și, și lumina. Bunitate. Și puritate. Și lumina ne trimite la înviere, la Dumnezeire. De aici, legătura între alb și divinitate, să zicem așa, și această săptămână. E albă și bisericile sunt împodobite în alb și veșmintele preoților sunt luminoase, albe, după cuvântul Evangheliei, atunci când femeile mironosițe au descoperit prima dată că Mântuitorul nu mai este în mormânt, că piatra era dată la o parte de la mormânt și că trupul lui Hristos nu mai era acolo, au fost în, întâmpinate de un înger îmbrăcat în veșminte albe ca lumina. Ei, aici este punctul, punctul de plecare să zicem așa al Acestui uh, veșmânt sau uh, acestui uh, mod de a ne înveșmânta în alb și a denumi uh, totul uh, în alb. Pentru că uh, Mântuitorul Hristos uh, este prezentat ca fiind uh, înviat, uh, cu un trup uh, transfigurat, iar uh, pentru, pentru noi uh, cei de astăzi îl vedem uh, plin de lumină. Plin de bucurie, așa cum trebuie să fie și săptămâna aceasta, plină de bucurie, de împăcare, de dragoste unul pentru altul. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în studioul nostru de televiziune, astăzi, într-o zi de sărbătoare, și vreau să vă rog ca pentru final să. Le adresați niște gânduri ale unui preot, tuturor acelora care ne văd și ne ascultă astăzi, în zi de sărbătoare. Da, mulțumesc. În primul rând, Hristos a înviat din nou tuturor. E un moment de bucurie, și mulțumesc frumos pentru invitație. E un moment de bucurie să ne aflăm din nou astăzi în studioul Antena 1 călăraș. Mesajul evanghelic este unul foarte simplu. Mântuitorul Hristos ne adresează îndemnul să vă iubiți unii pe alții, pentru că în aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei sau frații mei cum îi numește mai târziu. Această dragoste curată, creștină, să fie arătată tuturor. Cum vă spuneam un pic mai devreme, indiferent dacă aceștia sunt bătrâni sau bolnavi, aflați pe patul de spital, în închisori, ei, în ei trebuie să-L să vedem pe Mântuitorul Hristos sunt momente de bucurie care nu trebuie să rămână ceva intim pentru fiecare. Această bucurie trebuie arătată tuturor. Iar mamele noastre, părinții noștri, au știut ca în această marți albă, să zicem așa, această bucurie să o arate tuturor. Ducând câte un vas cu mâncare, și celor care n-au. Această ca o procesiune a continuat și în ziua de Paști și a doua zi de Paști iar biserica îndeamnă întotdeauna la a face binele. A face binele înseamnă și a împărți acel vas de mâncare, a împărți o bucățică de carne atunci când este deprisos a împărți o pâine, într-un final a da și celui care, care n-are. Deci să, fim, să încercăm să fim mai buni, mai iertători și dacă vom răspândi lumină în jurul nostru, fără doar și poate că această lumină se va întoarce și către noi și ne vom bucura cu toți ideea. Vă mulțumesc frumos! Răspândiți așadar lumină și iubire! Paște fericit!